Piața monitoarelor de gaming este una extrem de competitivă. Asus, Lenovo, Samsung, LG scot în fiecare an modele noi, unul mai bun decât celălalt. 32GK850G, Dumnezeule ce nume, este cel mai nou astfel de model de la LG. Un monitor cu o diagonală de 32 de inch, rată de refresh de 144 de Hz, G-Sync și, evident, iluminare RGB pe spate. Monitoarele noi de gaming înseamnă viteză și calitate crescută a imaginii. Prin viteză ne referim la un refresh rate crescut, peste 144 de Hz, și un timp de răspuns cât mai mic. Pentru îmbunătățirea calității imaginii, producătorii de plăși video au dezvoltat tehnologii precum FreeSync și G-Sync, astfel ajutând la sincronizarea ratei de refresh cu FPS-urile din jocuri, eliminând în acest fel screen tearing-ul. La o diagonală de 32 de inci, LG a optat să adauge un panou cu rezoluție de 2560 1440 de pixeli, cu un refresh rate de 144 de Hz și cu posibilitatea de overclock până la 165 și evident cu suport pentru G-Sync. Monitorul arată și se comportă ca un produs de gaming high-end. Baza monitorului este foarte stabilă, are forma unui V cu accente roșii. Ecranul de 32 de inci își face simțită prezența pe birou, fiind impunător, iar marginile subțiri oferă posibilitatea de configurații multimonitorii imersive. Sphere Lighting by LG este numele dat iluminării RGB de pe spate. Acest cerc nu are doar rol estetic, el are și fante de ventilație pentru componente, în special pentru modulul G-Sync. Lumina se poate controla, evident, iar accesul este rapid și intuitiv, utilizând un buton de pe carcasă. Din meniu se pot selecta șase culori diferite și două moduri dinamice. Pentru a porni sau opri iluminarea este necesară o apăsare lungă, iar prin rotire se poate ajusta puterea iluminării. Abundența luminițelor RGB din ziua de astăzi i-a forțat oarecum pe toți producătorii să se adapteze. Suntem destul de curioși cât va mai ține această modă, pentru că și bling-blingul a murit de ceva vreme. Există totuși un aspect practic al acestor lumini de pe spate, pentru că, în teorie, un anumit tip de astfel de lumină ar trebui să te ajute să percepi mai bine tonurile închise de pe ecran. Conectivitatea se află pe spatele monitorului, la vedere, și apreciem acest lucru pentru că oferă accesibilitate bună în comparație cu alți producători care amplasează mufele sub carcasă în spate. Pentru conexiunea video avem la dispoziție un HDMI 1.4 și un DisplayPort 1.2. Monitorul are rol și de hub USB, acesta având la dispoziție două USB 3 cu încărcare rapidă. Ne-a plăcut meniul, acesta este incredibil de simplu de înțeles și de navigat. Navigarea se realizează printr-un buton care are patru direcții plus posibilitatea de apăsare. Pe lângă Opțiunile standard de setare a imaginii la acest model avem și setări specifice unui monitor de gaming. Modul Game Adjust ne permite ajustarea ratei de refresh până la 165 de Hz prin overclock. Tot din acest meniu avem trei setări pentru Black Stabilizer. Această opțiune ajută la o vizionare mai bună a zonelor întunecate din imagine, fără a supraexpune zonele luminate. Am putea considera că acest monitor este și un hack pentru anumite jocuri, deoarece dispune de ținte integrate. Din punct de vedere al construcției, avem ajustare pe înălțime, se poate înclina și se poate roti pe înălțime poate fi ridicat cu 11 cm și poate fi înclinat cu 20 de grade în față sau în spate, iar pivotarea este la 90 de grade, adică se poate pune în modul portret. Monitorul poate fi adaptat și pentru montare pe perete, dar utilizând un suport care se cumpără separat. Ecranul de 32 de inch poate fi considerat mare de către unii gameri, ținând cont că profesioniștii preferă ecranele de 24, dar este totuși distractiv un ecran de asemenea dimensiuni. LG a ales un panou de tip VA pentru acest monitor. Acest tip de panou este un pic mai slab decât cel IPS, dar mult mai bun decât un TN, fiind practic undeva la mijloc oferă o calitate suficient de bună a imaginii încât să puteți edita până și poze sau clipuri, dar în același timp să beneficiați și de un refresh rate mare. Culorile sunt excelente și nu am simțit nevoia de o calibrare separată în afară de cea cu care a venit din fabrică. Panourile de tip VA au un timp de răspuns ceva mai mare, dar 5 milisecunde este acceptabil în condițiile în care acesta are până la 165 de Hz. În concluzie, LG 32GK850G este un monitor mare, cu un ecran excelent și care nu duce lipsă de viteză. De fapt, dacă stăm bine să ne gândim, este cam singurul în acest moment care să aibă o diagonală de 32 de inch, 165 de Hz frecvență și G-Sync. Și să nu uităm un aspect foarte important, LG își produc singuri panourile. Prin urmare, nu este exclus ca în viitorul apropiat să mai avem surprize de la acest producător.